Hai, de o încălzire și între timp stabilim. Da, Eu n-am noi făcut suntem, nicio provocare pe TikTok, să știi, până acum. suntem friends pe platforma asta și n-are cum cineva vreodată să... Nimic, niciodată, știți ce spun. Bun, separat de... Bă, Cornăcuțule, fii atent aici. Ia zi, Alin. Mie poți să-mi dai și pe stradă provoc. Ce vrei tu, mă, frate? Eu fac ce vrei tu. Mie poți să-mi dai la muie, ce să-mi dai? Afară de muie să fac și eu ce orice, dar nu astăzi, că țin post în casă și cu aer tale. Futu-te în gură când jucai PUBG pe YouTube, mâncai maioneză cu ketchup la 5 dimineața și cu cremuri. Și acum, și acum ești foie gras. Bine ești, ești bun. Zeu, este pupăi! Normal. Ia uite, ai oamenii de pe YouTube. Mie dacă spui acum un nume de donatori, eu știu doar 3 donatori să mă bată tată. Bă, frate, fii atent. Ei au venit după mine, mă. Au venit după mine, păi, după YouTube, aici. Da. Păi ia zic cum e. Hai să vedem. Poate să fac o provocare, depinde. Dacă îmi dai ceva lejer, așa poate. Nu știu, n-am făcut provocări. I don't know. Dar zi-mi și mie, Aline. Ei. Care e cea mai grea provocare pe care ai făcut-o tu pe TikTok-ul ăsta? M-am dus în secție la poliție și am zis dacă vreau să-i dă un capăt. Pentru că am fost sancționat cu 500.000 de lei pentru ultraj. 50.000 de lei de ăștia. Sau cât dracului e bine. Nu. Da, adică aproape 6.000 de euro. A, i-ai făcut în 2 meciuri. Da, deci conacul, eu sunt pregătit pentru război, tu vine să-mi spui pe ce jucăm, frate. Am zis că nu joc pe nimic, dar vrei să jucăm pe ceva neapărat? Da, mă, frate, da, mă, să fie palpitan. Să fie palpitan, nu? Ha, mă, astăzi, te pup, băi, de nu te pup, să rămână, vă mulțumesc atunci pentru tapta și cadă. Bun, deci zi să stabilim ceva repede, repede, așa, pe repede înainte. Ne gândim la următorul moment. Zi, nu știu, uite, ți-aș face ceva, ți-aș face ceva care, nu știu, care ține de mine în casă, așa, chill, cozy. Nu vreau să mă duc. Nu, mai nu mi se pare că... Mai e piscina aia? Pum? Nu mai am viața mea, că sunt cu casa în renovare. Da. Ce să-i dăm, mă, ce să-i dăm? Dați-mi și mie. Oh, nu, acum, mă, băieți, mă, mâncavaș. Manule, pupate jos, că sus nu avem loc, că e aglomerat. Nu așa, mă, băieți, mă, că încă nu e meci de ăsta de... Da, e un amical ăsta, mă, păi, sigur că da, cum să nu, păi, da. Bă, Cunacule, haide, mă, să-ți facem botezul pe TikTok. Să-mi faci dacă botezul. Te dacă bă, te dacă, place, dacă îmi dai vreo provocare, dacă știu că e o provocare de bun simț, amuzantă, aș face oricând, dar dacă știu că mă duc în zona de penibil, nu mă joc. Știi bine. Nu, mă, nu. Na, fii atent, fii atent. Dacă te bat, pleacă jumate de mustață. Și jucăm 3 meciuri, să mă rog, frații mei. Și eu fac ce vrei. Și mamă, bă! Haide, mă, să ne jucăm! Haide, mă, trecu, să-ți facem botezul pe TikTok, auzi? Amă, că și eu joc, dacă vrei. Uite, tăi și jumătate de mustață, s-a dat o barba să mănă, frații mei. Bine, și... Păi da... Inel, te pup să rămână, vă mulțumesc la toți, Alina și mie. Te-ai jucat cu jumătate de TikTok și le dădeai dale avansuri și dale... Bine, mă, și mă, fii atent. Jucăm, cum zici tu, 3... Bă, zi. Jumadă mustață. Ok. Jumadă mustață. Eu și tu. Ținând cont că ești Alin, regele, pe jumate de păr. Atunci pleacă toată mustața ta. Și eu de unde sunt ai jumate? Ai mașină? Bă, să moară familia mea, fii atent aici. Pentru că ești fratele meu și ești viața mă, mea. Mă, te tocmezi, zici că ești la târg. Eu n-am făcut nicio provocare pe TikTok. Ascultă-mă.